unei ședințe de analiză pe care am avut-o la nivelul județului în birou permanent județean, s-a formulat propunerea de a fi exclus din partid domnul Dunca Toader. Am formulat această propunere, am motivat-o și am înaintat documentele necesare la Biroul Național de Coordonare, care, după câteva zile, a luat această decizie, pe care, după aceea, am comunicat-o în scris domnului Dunca Toader. Având în vedere că sunt și alte forme de atac, nu s-a terminat ca să fie o decizie definitivă și irevocabilă, eu vă rog să retrageți pe ordine de zi acest proiect numărul 20. Pentru că altfel nu ne înțelegem. Deci dobândirea sau pierderea calității de membru a unui partid politic este supusă numai jurisdicției interne a partidului, respectiv potrivit statutului partidului. Ceea ce înseamnă că noi, sesizați cu cererea de încetarea mandatului înainte de termen prin pierderea calității de membru, am fost nevoiți să o introducem pe ordinea de zi. Totodată, având în vedere solicitarea domnului Dunca Toader de amânarea acestei discutări, am supus-o votului dumneavoastră. Am văzut semnale, vreau să descoperi pe ordine. Vreau să vă spun că proiectele pe ordine 10 și 18 le retrag. Asupra modului cum stau lucrurile în această